Sunt două explicații. Odată cu eliminarea taxei, numărul persoanelor care doresc să-și înmatriculeze mașini prin achiziționarea acestora a crescut considerabil. Procentul este foarte mare, a depășit 150% de cereri și ritmul este în creștere. Totodată, personalul nostru de la permise conform organigramelor și statului de funcții sunt organizate pentru activități uzuale și normale, ori în momentul de față noi ne confruntăm cu o situație care iese din tipar, prin faptul că numărul solicitărilor, după cum v-am spus, a depășit cu mult pragul de 100%. Pe partea cealaltă, anul 2017 este un an în care se împlinesc cei 10 ani oferiți pentru valabilitatea unui permis auto. Foarte multe permise au fost făcute în 2007, ori în 2017 expiră această perioadă, fapt pentru care aglomerația este și mai mare și pe acest aspect. Dacă mai punem la socoteală faptul că acolo funcționează și alte instituții care presupun relații cu publicul și eliberări de documente, vezi pașapoartele, în momentul ăsta ne confruntăm într-adevăr cu o aglomerare. Salutăm faptul că persoanele sunt civilizate și înțeleg. La urma urmei, este o situație care nu ține de a-ți face treaba sau a nu-ți face treaba ca instituția prefectului sau ca serviciu de permise și matriculări, iar eu pe această cale aș dori să felicit și să dau încredere lucrătorilor de acolo pentru eforturile care le fac constant. Nu este ușor ca la un ghișeu într-o zi să ai peste 200 de cereri și să faci față cu celeritate la toate acestea.